Ia uitați-vă, dragilor, ce am putut să gătesc din resturile ce mi-au rămas de la Paște. Voi toca cu bulețe, am câteva bucăți de la friptură, mi-a rămas exact tot ce găsesc din astea, de prin frigider. Bucățele care nimeni nu le mai consumă. Am mai găsit și o bucată de șuncă. Două ouă sparte de copii și nemâncate. Le băgăm și pastea. Am mai găsit niște mozzarella. Facem curat în frigider, dragilor. Cine rămâne de la sărbători, curățăm frigiderul. Am pregătit câteva clătite. Folosesc un bol ca să mă ajut la montaj rapid. Adăugăm ce avem. Așa. Și acum vin cu un pic de iaurt. Așa. Am făcut 5 portofele sau pachetele. Vin și cu un pic de cașcaval și, dragilor, le trimit la cuptor la 200 de grade pentru 15-20 de minute. Dar eu zic că în 15 minute sunt super bune. Ia uitați-vă, dragilor, ce bunătate a ieșit aici. E perfect pentru masa de cină sau la prânz, de ce nu? Când doriți, oameni buni, când vă este foame, pregătiți această mâncare. E delicioasă și nu aruncați absolut nimic. Practic am pregătit o mâncare, am regenerat mâncarea, am găsit util resturile care ne-au rămas prin frigider după sărbători. Eu vă pup și vă iubesc și nu uitați să-mi dați un like pentru rețeta aceasta. V-am pupat!